Dragi prieteni, grupul Vacanța Mare vă spune tradiționalul bună seara! Acum vă spunem și noi oficial Hristos a înviat, pentru că această jumătate de ouă a noastră e mai nebun. Să știți că de obicei chelul face numai prostii, vorbește și nu se ține de cuvânt, ne mărește impozitele, nu-i vorba de chelul nostru, e vorba de chelul național. Noi cu ăsta avem ce avem. Și ați văzut că de data asta am fost mai blânzi pe afiș. De obicei eram mai răi, scriam rău despre oamenii ăștia care ne... la cap. Și știți cine e Batman, nu? Furtunul național, premierul alcoolic, despre el e vorba. Dar de ce forever? Pentru că la noi totul e pe invers. De câte ori le uram de rău, nu pățau nimic. Și acum i-am urat de bine. Chiar dacă nu o să mai fie premier, el o să bea forever. Asta e lege, n-are... Nimeni nu are ce să-i facă. Și după câte belele ne-a făcut acest premier în iarna pe care abia am trecut-o, am avut și câteva bucurii de la mama natură, care ne-a dăruit ape în casele noastre. Am avut inundații gârlă, cât să ne băgăm picioarele până la gât în apă. Nimeni nu ne mai pute nouă ciorapii, gata, ne-am spălat frumos. Reporterii televiziunii române s-au deplasat în satele afectate de inundație, unde au discutat cu țăranii bolborositori de acolo din sate, dar bieții reporteri au prins igrasie, le-a intrat fața în descompunere, uitați-vă la asta, putred e ăsta. Stimați telespectatori, ne aflăm cu microfonul în comuna Veneția, unde aici inundațiile au distrus tot. Autoritățile locale au făcut eforturi pentru salvarea bunurilor și a animalelor care tocmai se îndreaptă spre noi doi țărani. Ia veniți mâncă. Cu acești doi țărani speriați, murați, dar cel puțin spălați, o să încercăm să stăm de vorbă acum. Dumneavoastră, cum vă numiți? Eu, Sugedin Băltoacă. Dar ce nume e ăsta, Sugedin Băltoacă? Pantoful dumitale Sugedin Băltoacă, domne, de te mai încolo. Ce... Și pe dumneata cum te cheamă? Nilu, alunzat, răzilu, al făcică de țivestilă, al ucizită, să toți... Și cine te-a salvat pe dumneata din aceste inundații? Vede la lupășca care deține pe sără. Observăm că domnul e dus cu pluta. O să discutăm cu dânsul care pare mai cerebral. Uitați-vă la fața lui. Dumneata, ce ai făcut concret în noaptea inundației? Am făcut concret și l-am astupat căpuța. Și... Dar eu durmeam. Durmeam și mă visam în Cecenia. Și auzam avioane, mitraliere. Când mă trezesc eu, durmea nevastă mea. De la ea s-auza avioane, mitraliere. Zic, fă, întoarce-te. Deci că nu mă întorc, mă, termină cu perversiunile, nu mă mai întorc. Întoarce-te, fă, că-s fură-i. Nu mă întorc, mă, că-s transpirată. Când mă dau jos din pat, apa până la genunchi în casă. Zic, fă, firia dracu, nu mai transpira, că uite ce apă e în casă. Și la ta crezi că din cauza transpirației dânsei s-a întâmplat inundația în sat? Păi de la cine? Eu nu transpir, câinile nu transpiră. Domnul, ia vină, domnule. Și dumneata, ce făceai noaptea respectivă? Eu am văzut că e noapte, dar n-am știut că e respectivă. Bine. Bine, ce făceai noaptea aceea? Beam țuică și reflectam. Păi cum reflectai dacă erai beat? Dedeam cu capul în perete. Sub un unghi de incidență alfa ei și reflectam sub unghiul de reflexie alfa R cosinus de 2 teta pi. La televizor era meci, presupun. Păi cum presupui? Păi eu n-am televizor. Dumneata, am văzut ce ai făcut concret, dar țăranii, sătenii, ce au hotărât să facă? Păi noi eram vorbit să ne adunăm în piața orașului, satului, că așa zicem noi oraș, că avem 3 case. Dar n-a mai fost nevoie, că ne-a adunat apa pe tot acolo. Au venit toți, unii călare pe butelii, alții veneau un not. Și care nu știau să noate? Păi, pentru ăștia am făcut un stăvilar și m-a bătut viitura spre cimitir direct, așa ca să... Și mă uit eu la ceas, erau 0 grade Celsius, domnule. Stai, numai puțin, dumneata ai termometrul la ceas? Nu, dar poți să calculezi temperatura cu ceasul. Cum? Păi era 10 fără 10. Cât face 10 fără 10? 0. 0 grade erau, domne, ce dragul dacă spun. Și le-am zis, bă, la 0 grade dă înghețul, să ne împărțim repede în două echipe. O echipă să salveze bunurile și o echipă oamenii. Două echipe de hockey, că ne plictisam, ce dracu să facem? Păi cum, domnule, tot satul sub ape și dumneavoastră v-ar da de hockey, domnule? Dacă polo nu știm. N-ați avut prieteni care au fost luați de ape? Prieteni nu, frate meu. S-a urcat cu familia în podul Cășii și când a venit apa a luat numai podul. Și-au plecat pe Mureș, vin pe Tisa, o ia pe Dunăre și până la vară ajung la Costinești. Gratis firarea ai dreacu' ei, gratis!
Domnul și dumneata, ce ai făcut când ai văzut că se umflă râul? M-am umflat și eu la el. Și când am văzut că vine spre noi viitorul... Ce viitor? Viitorul e masculinul de la viitură. Era bărbat, o căuta prin satele alea. Eu am pus imediat surfingele la oi. Stai un pic, dumneata, de la începutul interviului mi-ai spus numai aiurel. Nu. Ce surfinge, ce oi? Să facă oile surfing. Păi și berbecii ce mai făceau atunci? Berbecii stătea la spatele lor cu catargul. Să le prijoane dacă să rășghină. Bine, continuă-ți ideea. Și m-am dus la primar acasă să-l anunț că nu este acasă. Și nu mai era acasă? Nu era acasă, l-am anunțat. Uh-huh. Nu mai era nici el, nici casa, era mocioflâșcă pe jos. Și am văzut bărbatul satului cum venea la mine. Cum arătau? Erau speriați, bănuiesc. Nu știu, că stătea cu capul în apă toți așa. Așa-i, eu când am văzut că vin toți bărbații satului spre noi, zic, aoleu, nevastă mea singură. Da. M-am dus să salvez, dar nu o găseam, că era apă atâta și o căutam cu piciorul. Mă, zic, de unde ies Bolboruș, acolo e nevastă mea. O cunosc după Bolboruș. I-am și zis, fie ea dragul și la Bolboruș amem cu măta. Păi de unde știți dumneavoastră cum făcea bolboroși? Aoleu, ce bolboroși făcea măsa când am înnecat-o în cadă. Uite, atâta faci. Am văzut o mulțime de oameni fără picioare. Ce e cu ei? Ăștia i-a prins în ghețul azi noapte și n-am avut cum să-i scoatem și am cosit. I-ați cosit? Da. Dar toată țara s-a concentrat să vă trimită ajutoare. Ce ajutoare ați primit? Jlipi. Jlipi? Jlipi de să pune pește chilos să nu te ude la fofoloancă. Are dreptate, domnul, sau? Minte, domn, ce fofoloancă, ce la bișboașcă, bă, nu fofoloancă. Eu sunt supărat că s-au înnecat porci în inundații. Și n-ai încercat să-i salvezi? Eu? Păi ce, eu sunt salva porcul satului? M-am scos unul de ureche și din picior, bă, al cui e ăsta, bă? Lasă-l jos, că-i domn primar, strigau ăștia la noi. Și casa dumitale este întreagă sau afectată? Casa mea e întreagă, dar a luat-o apă. Da, nu-mi pare rău că e de la socrul meu o căzătură, doamne. Și acum ce ai de gând să faci? Să mă râd. M-a privatizat. Am jalupă Yamaha și o închiriez cu 10.000 pe oră. Cui? La fraieri. Păi și dumitale-ți convine? Nu, nu, la alt fraier, nu la ăsta. Păi el e singurul supraviețuitor. Păi mie îmi convine, că o iau cu 10.000 pe oră și o dau cu 20.000 pe două ore și zgub banii dublu. Păi cui o dai dumneata? La proști. Nu vrei să faci o tură? Pe dumneata te văd un pic cam bulversat așa. Bulce? Supărat, marcat sufletește. Credeam că zici de mama. Nu, nu, nu. Cum de da, vrei? Eu sunt bulversat deoarece mi-am pierdut în calamități două vaci. Una bălțată și una buiacă. Și n-ai încercat să le strigi? Pe aia buiacă am strigat-o. Buiaca, buiaca! Ce mama dracu s-a întâmplat? Sunt buiaca, buiaca! Probabil vaca s-a necat. Sunt buiaca, buiaca! Sau poate a ieșit la mat. Sunt buiaca, buiaca! Incredibil! Canina stația mea a luat strâla, mi-a luat pe cap. Bolboroș arată pe locul unde s-a necat sărac. Dar o balică plutești în fața, n-a luat-o. Tanta cu ta mi-a mucit. Incredibil! Buiaca, buiaca! Ce mama dracu! Buiaca, buiaca! În genericul vine o mamă cu plutonul că m-a înrolat la ONU. Și în genericul bim bigior de blai, bi o gură de rai, iată vine acu trei negri Zulu. Unui bantustan este din Sudan, altui din Iran și al treilea-i țigan. Dar cel din Iran și cel din Sudan s-au vorbit o leacă ca să-i dea să zacă lui cel mai țigan că-i bucureștean. Că n-are măsură, că e tare în gură, că are o mașină Dacia străină, imbună de zi deja zibiluită, episodul 16, MESH. Dragi prieteni, m-am întors acum din trupele ONU, de fapt chiar așa mă cheamă ONU Gheorghe. Când am fost recrutat pentru aceste trupe și m-a văzut comandantul lor, mi-a zis că eu trebuia să fac parte din detașamentul proștilor albastre. Dar și el avea o meclă de parcă explodase sifonul față de Revelion. Până la urmă am ajuns în Somalia. Eram prezenți acolo toți cei de pe listele cu voluntari. Adică cine vrea să meargă în Somalia, bine, cine nu să-și continue pușcăria. Parcă eram în lagărul de odihnă prin concentrare. Toată ziua ne jucam table, lapte gros și smântânos. Nu ne deranjau decât câțiva somalezi care se împușcau între ei. Dar erau atât de slabi că dacă îi nimerea glonțul, își dublau greutatea.
Că viața era frumoasă acolo, mi-a spus-o un băștinoș oral din gură în gură până la mine. Zi-mă-i, băștinoșule, cum e viața la voi? Jungla mea, duceți-aș dorul să-mi bag în tine piciorul. Fiindcă și piciorul meu e din patrimoniul tău, mai. Când zburăm din liană în liană să culegem o banană, că am cules acum un an și banana lui Tarzan. E da, se, trandafir din Senegal, am un frate canibal, măi. Când te mândre am iubit, pe toate mi le-a halit, măi. Dar acum am o româncă și pe asta n-o mănâncă. Îi put picioarele, măi, și vomită fratele. Ah, trandafir de prin Botswana, cine mi-a văzut banana? Că aseară am avut-o, chiar și mândra mi-a văzut-o. Cine mi-o vede odată, n-o s-o uite viața toată. Dar mândruța mea-i sătulă de banane și de fructe mere. Prin junglă nu prea ne plictiseam, că în baraca 7 era bordelul. Sâmbăta ne împărțeam în două, 8 dintre noi mergeau la femei, iar ceilalți 8 ne așteptau în baraca 7 gata pregătite. Într-o zi am avut o acțiune concretă de menținere a păcii. Din două tufe trăgeau doi somalezi unul între altul. M-am dus între ei și le-am zis, băia nu mai trage mă! Băia nu mai trage nici tu, ia veniți amândoi la mine. I-am luat pe amândoi de urechi, ia pupați-vă și împăcați-vă. Amândoi s-au pupat, s-au împăcat și după 10 metri i-au împușcat alții. Prin junglă mâncam numai rarități. Cea mai rară era chelia de maimuță bătrână. Ne potoleam setea cu o fiertură dintr-un fel de dovleci verzi, de unde să știm noi cum arată balega de elefant. Dintre toate țările care și-au trimis soldații acolo, soldații români erau cei mai bine văzuți de către lunetiștii inamici. Un coleg de-al meu a fost închis pentru viol. Victima n-a reclamat nimic, dar s-a găsit prezervativul în țava tancului. La prânz era o căldură de scoteam flăcări pe nas. Eu aveam halucinații, mă visam că sunt pe plajă la Costinești și mi-a uitasem slipul pufi în asa acasă. Ca să mă descurc, m-am dus într-un cimitir, am luat niște pangliși negre de la gerbele de flori de la morți și mi-am făcut din ele un slip, numai că rămăseseră ceva în scrisuri pe el. Scrie aici în față, pupați-l că în veci nu se va mai scula. În spate, mângâiați-l pentru ultima oară și în stânga sus ai rămas în memorie viu. Tot în vis mi s-a arătat și Pavarotti cum i-ar fi cântat el mie despre slipul meu Mortinas. E câteodată, cred că e o boală, când sărut o fată, nu mi se mai la școală. Poate de aceea, iubita mea-i sătulă, am înțeles, e moartă după pullover verde. Acum îmi doare ce-a fost mai vii. Acum îmi doare ce-a fost mai vii. Ladies and gentlemen, Mr. Pavarotti. Când m-am trezit din acest vis frumos, pe geamul cortului mă priveau niște capete de somalezi. Ies afară, erau numai capetele. Într-o zi a venit un reporter de la televiziunea română să transmitem și noi câteva mesaje acasă la familii, dar cu condiția să nu facem o tragedie din ce se întâmplă acolo. Un coleg de-al meu din Craiova, căruia explodase grenada în gură, i-a zis lui maică-sa la televizor cam așa. Dragă mamă, dragă tată, eu sunt bine sănătos, de fapt am fost sănătos, de fapt ce să mai vorbim? Mi-a explodat grenada în gură, dar slavă Domnului pot să vorbesc, pentru că fac playback. De fapt, e un fel de playback, că de câteodată am deschis gura și acum repet ăștia imaginea. Eu sunt bine sănătos și merg singur pe piciorul meu. PS-ul, pe 28 vedeți că vine cu un prieten, cu un negru, să legați câinele, să nu turbeze. Cu mâncarea o ducem foarte bine, o primim semi-preparată, că negrii vin tăiați pe jumate, nu vin întregi. Ne-am împrietenit cu englezii. Ei ne dau gumă de mestecat, noi o mestecăm și le-o dăm înapoi.
De Paști ne-a atacat un comandou somalez, auto subintitulat Beretele Verzi cu Ouăle Roșii. Când am plecat din junglă, plângeau băștinașii după noi că îi legasem cu lanțul de coadă avionului. În avion, toate trupele ONU am cântat despre înrolarea noastră în Somalia, cam așa. Când te înrolezi, îți e ușor, îți e ușor la mama ta să-i scrii din zbor, să-i scrii din zbor și spune-i că îți merge bine pe două roți în cărucior. Când te rolezi, când te rolezi la Africa, la Africa și tremuri de malaria, malaria, să-i scrii acasă mamei tale că tremură în priză și ea. Stimați călători, cursa Boeing 747 din direcția București Oradea aterizează pe pista mamei ei. Vă vorbește capitan Căzuțescu Mihai, un om care a totalizat de-a lungul experienței sale 2 ore de zbor. Una a dus și alta s-a tot dus. Călători, luați-vă adio de la bagaje. Drum bun, deși... Bă, Ioane, termină, bă, când faci poftă. Bine că n-am înghițit-o, bă. Merită la... Nu, mă întorc. Dar bilete ți-ai luat? Eu am abonament, mă. Bă, bine o zis, cine o zis, când o zis, ce o zis, bă. Ce o zis, mă? Eu însă știu. Păi au zis el, n-a zis eu, nu? Au zis că pământul e rotund, mă, Nina, el, mă, ui, mă, ce rotund e, mă. Așa se vede prin hublou, bă. Dar el e pătrat. Așa s-ar vedea prin capul tău, bă. Glumă proastă de ciobani imbecil. Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor. Domn capitan, cam cum decurge călătoria noastră? Foarte bine, de 2 ore ni s-a blocat manșa și plutim deasupra Bucureștiului. Vezi, mă, că n-am fugit din țară. Ce... Dar cu bubuiturile de afară ce e? E armata, care e frică să nu cădem în oraș. Vor să tragă noi să ne distrugă în aer. Foarte bine, armata să-și facă datoria, domne. Ai auzit? Suntem în aer. Poate tu. Eu sunt în apă. Mi-o fă frică să mă duc la veceu. Dar poți să te duci, mă, ca și în aer nu te stropești. Poți să faci și figuri cu jetul. Nu mă duc, mă, că mă violează pilotul. Știi tu. Mi-o povesti nevastă mea, bă. Dar nu pot să merg eu la veceu în locul tău, mă. Ce, tu ești nevastă mea? Nu, bă, dar eu sunt cu rinichi, bă. Dar crezi că eu sunt fără rinichi? Domn capitan, 2 cafele, vă rog frumos. Domne, vă arde de cafele și noi nu mai avem benzină. Păi, dar făceți-le cu apă, domne. Ce benzină. Dom'le, în 5 minute ne prăbușim. În 5 minute? Atunci 2 cafele mici, că nu mai e timp. Dacă ne... Dom'le, 4 minute atingem pământul. Păi, dar muzai că nu rămâne surligat în aer toată viața, domne. Și nu vă e frică? Fric? Ce zici, Gheorghe?
generăm acest sentiment. E gratis? Da. Atunci ce pierdem? Ne-e frică, domne. Domne, ne e frică de ni să-mi brehăne. Atunci v-am păcălit, mă, nu s-a întâmplat nimic. Bă, tu faci mișto de noi, bă! Să mă rușine, bă! Îți zice ceva nardielenească, amu... No, fuck you. Bine ai zis. Dacă mai vine, eu zici pe aia cu sanovăbiciu. Ăsta n-are imaginație, ăsta nu știe ce zici. Bă, Ione, tu știi ce e imaginație? Nu. Ce e imaginație? Mă, cum să-ți dau eu un exemplu prost? Ai niște bani la tine? Da. Dai numai un pic. Ia, mă. No, când îți imaginezi tu că o să-ți dau eu banii ăștia înapoi? Mâine, nu? Să poi, peste o lună. Pare rău, Ioane, tu n-ai pic de imaginație. Când îți imaginezi tu că îți dau eu pumnii ăștia în ochi, să vezi ce imaginație am. Cine a comandat cafeluță, vă rog? Eu. Atunci ține pumnii să-ți o torni. Altădată să te vezi minte, să comanzi și ceașcă. Bă, Ioane, bă, dacă ceri hârtie igienică, să spui să-ți aducă și fund, bă. Așa e. Mă, ce tot arunci cafeaua aia ca pe clătită în sus? Eu am s-o gust dacă e mai dulce pe partea ailaltă. Bă, Gheorghe, bă, bă, tu știi să ghicești în cafea? Nu, mă, ce rămâne pe fund. Nu, atunci ghicește și mie aici, ia vezi. S-a rămas destul de o ghiceală, ia vezi. Nimă! Bă, Ioane, bă, dar tu te-ai pus într-o poziție care mi-e favorabilă, bă. No, dă-te în lumină că nu vă șanțu. Așa. Bă, dar tu ești năcăjit rău de tot, bă. Ia-l alter de la fasole. Ia vezi, n-o prins coajă în cazul. Ioane, să știi că ți se arată, bă. Ce mi se arată, mă? Păi izmenile, că ți s-o rupt, bă. Ia mâna că strigi linia vieții. No, amu, pune degetul mare în fundul ceștii. Apasă. Dar nu, că începe să-mi placă. E, și amu, să văd eu ce ai tu în suflet. Să deschid ibricul mai mult? Ioane, ești mâncat. Sunt mir și ronțăie. Mă, pe tine te pândește cineva cu G. Ai grijă, mă, și-mi face altceva, mă. Bă, Ioane. Da. Cum îl cheamă, mă, pe vecinul tău ăl din deal? Gheza. Și pe al din vale? Iștvan. Și pe al de peste drum? Otila. Bă, tu sigur stai în România? Să nu te uiți la mine ce meclă de majoritar am. Bă, Ioane, dar tu ești singurul majoritar din sat, bă. Ne. De ce nu te muți în alt sat? Dar nu mă lasă nevastă mea, Ildică. Auzi, ce-ar fi să vorbim noi doi despre sex? Apoi, bă, Ioane, eu nu cred că e bine ca noi doi bărbați să vorbim așa despre sex. Stai, mă, dar cine ți-a zis că suntem amândoi bărbați? Te spun să mur eu, capitane! Boule! Vântule! Focule! Capitanul Planetă, episodul al 16-lea, micuții în primejdie! Credeai că o să scoți, dar o să mori în acest container radioactiv! Este timpul să-i chem pe planetari! De-aș putea să mă concentrez! Inima! Închis în cutia neagră a romului, capitanul Planetă își strigă mama, de George Coșbuc. Pe malul apei se împletesc cărări ca prin povești, de acolo, mamă, te-am cules pe câmp la Balotești. Go, Planet! Mă, distrați desenele animale, mă. Ți-ți plac desenele, bă, animalule, mă. Nimă, ce să uită prostul ăsta la mine, mă. Ui ce față de dobitou care, mă, cu nasul ăla de o palmă ce mă nervează, mă. Bă, asta e oglinda, bă. Dar ce mișto-i tipul, mă. Mă, Gheorghe, mă. Ui, mă, ce mici-s casele, mă!
De bă, Ioane, n-au toți bani să-și facă de lea mari. Ești căzut rău de tot cu avionul, ascultă la mine, mă. Hai, mă, dar bomboane care vrea? Bomboane vreau eu. Du-te, mă, și cumpără-ți. Domnul șmecheros, veniți puțin în coace. Vreți să vă cântăm ceva din repertoriu Cădierii Libere? Dar cu ce ți-am greșit? Dar nu contează, până jos vi se iartă. Gheorghe, bagă ceva de pe ultimul nostru LP-ul. Și când o văzut Arlaua, hai, măi dorule, hai, șechidam, 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 pe carom l-o luat am blaua, hai, măi dorule, hai, șechidam, șechidam, dar noroc cu căpitanul, hai, măi dorule, hai, șechidam, șechidam, că-o căsut aeroplanul, hai, măi dorule, hai, șechidam. Și sta la margine de drum un airbus făcut scrum. Și sta la margine de drum un airbus făcut scrum. No, pa! Dragi prieteni, o consultație la medic nu este un lucru tocmai ieșit din normal. Dar când la medic vine un pacient al cărui coeficient de inteligență este subunitar și tinde către epsilon, vă dați seama cam ce hal de dialog se va interpune între cele două personaje. Să vedem dacă domnul medic este pregătit să vină să-și aștepte pacientul. Doi. Observați că și domnul medic e cel puțin la fel de inteligent. Ce e ce vei, he? Pus capcan aici? Bună seara! Noroc, sănătate! Locotenent Garcia și fazerul lui! Stai, băi! Ce locotenent, mă, cu tablele alea pe umăr, deci locotenent? Control de rutină! Păi tu vii să faci control la mine în cabinet, bă, două clase. Păi da, unde? Păi eu am venit să-mi fac control, băi. Păi du-te, nene, și fă-ți control. Nu, adică să-mi faci un control, băi. Mă rog, dacă ești bolnav, ce te deranjează? Băi, ce mă deranjează pe mine impertinența șoferilor, domnule. Păi adică eu le spun să tragă pe dreapta și îi spun să o trag pe mama, domnule. Ce dracu, domnule, se poate așa ceva? Uite că mi-ai dat o idee și eu conduc mult și mă cam plictiseam așa. Ce bă, mama mea e remorcă, băi, n-am înțeles ce este. Deci, dumneata dorește un control? Da. General? A, nu, deocamdată plotonier, dar... Nu, control general. A, general, da. Ia, gura mare. A. 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 Da, ai boala maimuței. Ce am, sâda la gingii? Nu, imiți oamenii. Capul te doare? Capul mă doare numai când citesc. Deci nu te doare? Ba mă doare, bă, pentru că lucrez cu intelectuali, cu profesori, cu ingineri. Serios? Păi, dar ăștia nu știe de pulan, trebuie să-i bat cu capul să priceapă. Normal că mă doare. Dar cu urechile cum stai? Lipite cu scoci aici, regulamentar, pentru că sunt clăpăuge. Nu, domnule, cu auzul cum stai? A zis domn capitan că un plutonier bun trebuie să aibă urechi de iepure. Și ai? În buzunar, 3 ore am fugit după iepure să-i le tai de rea, cum să pune el cu mine. Ia să mă uit la ochii dumitale. A, ce zici, exprimă inteligență. Poate celălalt, ia. Ce dragul de-mi. Sunt puțin obosit, probabil te culci cu veioza aprinsă. Eu mă culc cu nevasta, băi, nu cu veioza aprinsă, băi, auza aprinsă. Păi mai întâi o sting, îi scot becul și pe urmă cu dulia. Trebuie să te ascult la plămânii. Ascultați-mă la pancreas, că plămânii nu i-am învățat astăzi. Băi, nu te dea în mine, băi. Zi 33. Ce, măi, cu chestii simple ca pe proști. 66 împărțit la 2. Zi, doamne, 33, uite, hai. Cât face 11 ori 3? Face 29 plus 4. Te-am spart. Să știi că ceva nu e în regulă aici. Buletinul, n-are grupa sanguină. Nu, domne, la plămâni. Ai fost răcit? Am fost, dar am luat o transpirină. O ce? O transpirină de aia. Că nu și-a făcut efectul, m-am culcat foarte prost și m-am trezit și la fel. Dar stomacul te doare? Stomacul nu, burta mă doare. Mațele-mi de-o bârță.
Ai scaune dese? Am în sufragerie fost 17. De-abia încăpem la masă. De câte scaune ai pe zi? Păi, dar câte am și noaptea, că doar nu le vând. Ce dragoste e nevoie să am scaunele. Mă, frate, ești des afară? Păi toată ziua numai afară stau, ce să caute de unde? Soare. Excremente produci? Păi de ce nu că spui, băi, așa de la început, bă? Ce-s alea? Treaba mare. A, găinați de om. Așa, faci? De. Mult? Foarte mult. Cam cât? 6 bucăți. Ce 6? Am măsura la mine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gâtuite. Adune, nu ți-e scârbă să ții singur măsura cu mâna așa? Da, suntem 3 colegi, ne-o luăm unul la altul, nu? Ia întoarce-te. Suferi cumva de prostată? Ba, proastă-i măta. Dar ce ți-o zic? Păi să nu zici tu de tata că e prost, băi, că ți-o dau de aici, din fundul triajului, fii atent. Trebuie să-ți iau pulsul. Da, să-mi-l dai înapoi. Nu-ți mai dau nimic, gata, m-ai enervat. Întinde mâna. N-am voie. Cum să n-ai voie? Întinde, domne, brațul, dacă spun. Bine, hai Hitler. Ce dume am în mine. Dă mâna, n-auzi. Servus. Ce faci, mai întâlnire? E tânără fetița. 75. Băbăciune. Și nu te râd că e glaș papirul. 75 pe minut. Da, dă, baba, dă. Atât ai pulsul, dumitare, 75 de bătăi pe minut. Fugi, dumne, de aici că nu bătem noi toată secția atâta, dumne, cum să fie numai al meu, atâta, ce de... Uite, îți dau un diazepam. Un dia... E înmatriculat? Din ce an e? Din 96. Dă-l cu aia, se confiscă. Să-l iei de două ori pe zi. Păi da, la servici și la seral. La seral, la facultate? Nu, la facultate dau peste 12 ani când termin liceul. Ce ești la seral la grădiniță? Ce dracu, da. Ce înveți acolo? Știu să număr până la 10. Ia. 1, 10. Ce dume am în mine! Auzi, dar la ce ai cea mai mare notă? La istorie. Păi i-a scăpat profesoarei stilou și uite atâta, un 4 mi-a pus în catalog. Deci le-ai cu istoria, nu? Drăguț. Ia să vedem noi. Cu cine s-a bătut Ștefan cel Mare? Hai, domne, mă crezi spune prost? Domnule, adică eu nu știu că Ștefan cel Mare e o stradă, domne. Ce? Cum să se bată strada, mă, prostul? Bine, uite, o întrebare mai simplă pentru dumneata. Ce crezi dumneata că suntem noi, poporul român? Ce suntem? Suntem un neam de homosexual, domne. Hai, domne, suntem. Cum poți, da, adică toată lumea se trage din Adam și Eva, numai noi ne tragem din Traian și Decebal, domne. Ce... Puțin respect pentru bucile strămoșilor, domne. Ce... Hai, domne, cine a spus tâmpenia asta? Că... Cum cine, băi, Nicolae Iorga a spus așa ceva, bă. Cum să spună Iorga așa ceva? Bă, tu știi ce a spus Iorga la viața lui, mă? Că am găsit scrise de Iorga aici. Iorga a zis așa: falsificarea acestor bilete se pedepsește conform legilor, băi, deștept. Păi să zică Iorga așa ceva, domne, nu... Dacă nu crezi, dă-i telefon, care telefonul aici, uite. Nicolae Iorga, 1871940, ne, că e pe mobil, ce dracu, mi-am spui. Dar de ce ai îndoit hârtia asta așa? Am băgat-o în telefon, că n-am avut cartela la mine. Și a mers? N-a mers, dar mă mir că și pe cartelă tot 10.000 de lei scria, nu știu ce are. Domne, le ai cu școala pe ce cuvântul, de ce nu te apuci de sport? Am vrut să fac cal cu mânere. Și? Păi dacă i-am înfi mânerele, a murit calul. Deci... E clar, uite, te duci dumneata cu hârtiuța asta la salonul nou. Ce să caute acolo, băi, acolo e maternitatea. Știu, poate dai de mătă, rog-o să te primească înapoi. Băi, băie, șmechere, tu te iei în gură cu organul statului, mă? Du-te, domne, că ți-o ocupă armata. Nu pot, băi, deoarece acolo e plutonierul ciobanul ăsta, e dat în măsa. Băi, ciobanul, ia vină cu așa. Ia instrumentează tu puțin cazul ăsta, mă, așa. Ia cântăm ceva despre evoluția mea, așa, ca om. Deci despre evoluția ta, da. Gata. Lasă-vă că am mai evoluat de atunci, băi. Scântie-o, bă, hai, bagă. Din sat. Când am plecat și polițai m-am înrolat, la școală nu m-au dat, catul s-a renovat. La secție când m-au dus, m-au îmbrăcat și apoi m-au dus și doar atât mi-au spus să bat în jos și în sus. Lai, 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 multe dulce și albastru strai de polițai, cu șapcă și pulan. Fulgeră trăznește, polițaiul drum păzește, stai că trag și-un pumn în gură-ți bag.
Când va bate mândru pumnul meu în fața ta, să-ți aduci aminte că ai fost jartea. Lai, 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 multe dulce și albastru strai de polițai, cu șapă și culan. Când te văd pe stradă, chiar de n-ai făcut nimic, trebuie să te bat ca să mă justific. Anul ăsta-n vară nu mai stau să mă prostesc, dau la facultate-n cine nimeresc. Lai, 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 multe dulce și albastru strai de polițai, cu șapă și culan. Băiat de fițica! Lai, 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 multe dulce și... Dragi prieteni, ne-am deplasat de data aceasta cu microfonul la grădinița de bătrân gonflabil, de bătrân prelungit, mai pe scurt, Institutul Impotent Cantacuzino. Ne-am deplasat aici pentru a face o paralelă între viața acestor doi oameni, acestor doi bătrâni, dar după ce o să-i vedeți, o să vă dați seama că între ei și viața s-a constituit o paralelă. Acești doi tătăiși dezmembrabili o să încercăm să-i aducem acum în fața dumneavoastră. Poftiți aici, vă rog frumos! Lasă-mă, ce... Prietenul meu, ca de pițicaș, mă! Ce ai, domne, cu el? Bă, săracul, bă, uite-l că-n viață te cheamă pământul, a? Bă, să... Haideți să începem interviu. Poți să te ții? Bă, să nu mă-i caz, mă faci de râs. Bă, te ții bine, bă! Ajutați-l dumneavoastră că sunteți mai în vână, vă rog frumos. Ce faceți, domne? Imitați berbecii, domne? Lăsați! Hai! Sus, tata, ai pierdut ceva? De ce umbli atât de aplecat? Era să-mi pierd virginitatea, bă. Bună ziua, tătăicilor! Bună să-ți fie tensiunea arterială. Vreau să ne spuneți dumneavoastră cum l-ați cunoscut pe acest venerabil domn. L-am cunoscut pe front în 44, când a murit toată armata română. Dar cum s-a întâmplat? A dat ordin Antonescu să întoarcem armele. Le-am întors, dar noi nu ne-am nimerit în cap. Și nu v-ați certat niciodată? La răscoala de la 1907. Am înțeles că s-au furat multe la răscoală. Nu s-a furat multe, s-a furat tot, tot. Tot, tot, tot. Și pe dumneata cum te-a găsit răscoala? Puțin nebărbierit, dar răsculat rău de tot. Mă răsculam pe pereți, prin sticle, prin borcane, pe fața dumitale, peste tot mă răsculam. Hai să mergem mai departe. Cu discuția, tataie, cu discuția. Pe dumneata, cum te-a surprins primul război mondial? Nu m-a surprins primul, că a început al doilea. Și al doilea război mondial l-ați văzut? Păi ce a fost? A fost. Nu l-am văzut. Când îl dă în reluare? Păi cum, cât s-a terminat? Ăsta e, domnule, ăsta e senil. Egal, de... cât a fost? Da. Cum vă explicați că până la vârsta asta nu sunteți căsătoriți? Nu ne-am hotărât care dintre noi doi să fie femeia. Dar dacă ai venit dumneata... Hai, domnule, potolește-te! Nu te speria, că nu-ți face nimic, te ține până vin eu. Hai, domnule, potoliți-vă, domnule. Mă refer la faptul că fiecare să-și fi găsit o fată frumoasă cu care să se căsătorească. Prin 43 am găsit o fată frumoasă, o călcase tancul. Am curățat-o, am îndreptat-o, ne-am iubit o lună. Era blondă sau brunetă? Nu știu, că nu i-am găsit capul. Era blondă, că i-l-am găsit eu și l-am spălat, l-am curățat. Să nu spuneți că l-ați iubit o lună. Nu, 3 luni, că eu sunt pervers. Și dumneata, ce meserie ai avut în tinerețe? Eu am fost inventator. Și ce ai inventat? Motive să nu mă duc la muncă. Am inventat un coștiu cu microunde, se afișează pe capac în interior adâncimea la care te mormântează, viteza cu care te împuți, cursul valutar în ziua respectivă, Sampdoria, Udinese, X. La ce trebuie toate chestiile astea, domnule? La ce trebuie toate chestiile astea, dacă dumneavoastră... Am bătut ascoli în deplasare, lasă-mă, mă, că-s necăzit, mi-a stricat. La ce trebuie toate chestiile astea, dacă dumneavoastră ești mort? La ce trebuie? Eu mort? Păi cum să fiu mort, mă, nu vezi că mișc, mă, ia uite, zice că... Fantoma lui Patrick Schweitzer, ia uite. Dar nu sunt mort, mă! E glumă, mă! Ultima lui glumă a fost când mi-a pus aracet în căciulă, uite. Se vede. Nu, asta e de când m-a pieptănat cu drujba. Dar în rest e om bun. Când eram în spital, mi-a adus 1 kg de marmeladă. 1 kg de marmeladă? De unde ai făcut rost, domne, de 1 kg de marmeladă? A trebuit să mănânc 3 kg de prune să-i fac lui 1 kg de marmeladă. Și dumneata, ce căutai în spital? Tot de la o glumă de-a lui. Eram în avionul de Timișoara și m-a mințit că am ajuns pe aeroport. Și de la ce înălțime ai căzut? A, nu, de, cam de la 4.000 de metri. 4.000 de metri. Norocul lui că a căzut pe ciment neted.
că dacă era vreo groapă, își rupea piciorul. Hai, braf, braf. Dar hai să facem o paralelă între societatea de astăzi și societatea în care dumneavoastră ați trăit. Cum adică am trăit, bă? În tinerețe. Ah, credeam că-s mort. Da. De ce credeți că astăzi se întâmplă atâtea și atâtea violuri? Violuri? Unde, 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 unde? Unde? Violuri? Din cauza lipsei de ocupație a tinerilor. Pe vremea mea, fetele erau ocupate cu prășitul, nu le interesa cine le violează, important era să termine rândul. Dar dumneata ai fost odată la femei, la bordel, ai fost? Era bordelul cam departe, dar mă duceam și mă întorceam în aceea zi, dar de vreun an nu mă iam cu ce. Ziceți mersi că v-a ținut până la vârsta asta. Păi m-a ținut că a fost bicicletă rusească, Ucraina. Și cum vă mențineți condiția fizică? Eu fac gimnastică anaerobică. Am acasă o halteră de 150 de kilograme și o poză cu o femeie goală în baie. Și de câte ori mă uit la poză, e de așa fac. Cu haltera? Cu haltera să faci tu, bă, impotentule, bă. Și dumneata, cum îți menții condiția fizică? Eu făceam câte 300 de flotări într-o mână. Dar nu mai pot acum, am obosit, mă, și doare. Fac în ailaltă. Și eu pot să-mi țin respirația un an de zile. Hai, domnule, că chestia asta nu mai cred. De cuvânt, uite, numără Gheorghe un an de zile. N-am 2, 3 și... Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Da, e simplu ce așa. Ce simplu. August, septembrie, octombrie... Încercați să grăbiți ritmul că noiembrie, să noiembrie, noiembrie, noiembrie. Ce era, mă, după noiembrie? Ziceți, domnule, că moare omul aici. Mă duc să cumpăr un calendar. Hai, domnule, că se asfixiază, domnule, te rog frumos. Zi mai repede. Deci noiembrie, rămăsesem la noiembrie. Hai, domnule, da? Că se pregătește să respire pe gaura elaltă. Te rog frumos, hai, de noiembrie. 16 noiembrie, noiembrie. 17 noiembrie dimineața. Hai, domnule, 17 noiembrie pe la prânz, așa. S-a dus, s-a dus. Decembrie. Fii al dracu tu care te-o mai lăsat să numeri. Zi mersi că n-a fost an bisect. Are dreptate. Dar dumneavoastră tu nu mi-a spus ce sport ați făcut. Eu am făcut iahtu când eram bolnav la plămâni. Cum? Iahtu! Am înțeles că e ziua lui. Da. Și te dea de băut dacă e ziua lui. Nu dau de băut decât dacă îmi cântați. Bine, hai să-i cântăm. La mulți ani cu sănătate, 2, 3 și... La presărați pe-a lor morminte. Bă, de ce ești bulangiu? De petrecere, bă. De petrecere. Sus paharul fiecare, ce-ți aprind o lumânare. Hai să bem. Hai să bem, să ne distrăm. Hop, hop, că mâine te mormântăm. Bă, dacă îți dau o palmă vibratoare, să vezi cum faci acum. Ce, bă, eu n-am vibrator acasă. Lăsați-l că glumește, dumneata, în ce lună ești născut? Bă, dacă azi e ziua mea, în ce lună ești născut? Bine. Cine-i născut de ziua lui? Hai sus, hai sus, hai sus. Cică, hai sus. Să bea paharul până la fund. Să bag groparul până la fund. Bă, dacă te mai ești de mine, să mor eu dacă nu te bag. Să ce? Să mor eu. Dragii noștri, în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric Internațional, o vom urmări pe Marioara Murărescu Internațională. Rog instrumentul popular, instrumentul popular, instrumentul popular, să vină să-mi aducă chitara. Mulțumesc! Dragii noștri, nu-i așa? Vom începe, nu-i așa, cu o hăulită din zona folclorică a Sudanului, în interpretarea ansamblului Maimuțifor Bafana Bafana, auto-intitulat 10 negri mititei cu muștarul lângă ei. Sele mele, amande bene, mandela, mandela, hela, hela, mandela, mandela, hela, alea, alea. Aude, linia-i dreaptă, globul-i sferic. Linia-i dreaptă, globul-i sferic. Eu mi spui de întuneric. Eu mi spui de întuneric. Când am coborât din pomă. Când am coborât din pomă. Toți mor confundat cu un om. Toți mor confundat cu un om. Dar eu mi spui de șef de tribă. Eu mi spui de șef de tribă. La mândruțe mă inhibă. La mândruțe mă inhibă. Dar ele nu s-or inhibat. Ele nu s-or inhibat. Când stau cu gibonul-n pat. Când stau cu gibonul-n pat.
Dar vine lumea să mă vadă. Vine lumea să mă vadă. Și se miră că n-am coadă. Și se miră că n-am coadă. Numai mândra mea isteață. Numai mândra mea isteață. Știe că am coadă în față. Știe că am coadă în față. Vom auzi vom auzi acum, nu-i așa? Din zona folclorică, din vom auzi, nu-i așa? Din însorita Palestină, grupul de dinamitași din comuna Tel Aviv. Ei vor interpreta la detonator o frumoasă bubuită fundamentalistă. Selebe la hala ma hala ha ha la wa la ba la hala da sala ba la hala da ba la hala da ba la hala da ba la hala ma da la hala ma hala la ma hala da hala halitaj mandibula. Am venit din Palestina ca să studiez medicina și când termin de studiat îl omor pe Arafat, măi. Doamne, cum apucă sila când se balegă Cămila, fiindcă și Cămila mea ca Cămila ca a ta, măi. Și umblăm doi câte trei ca să pot covim evrei și ca să le facem rană bubuim măgar capcană. Dacă vei la Palestina să nu ne aduci benzina, că la noi crește petrolul cum crește la voi nămolul. Uite, ăla are nămol între degetele picioare. Sunteți stat civilizate, mă șterg cu degetul în spate și pe urmă l-am luat, l-am clătit și v-am pupat, măi. Vom poposi acum, nu-i așa? În mediu țărănesc, în frumoasele sate unite ale Americii, unde vom auzi un rap demențial. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Pute bombastic, miroase fantastic, când trage o bombă miroase. Romantic, foarte acrilic, aproape metilic, miroase a varză clocită. Idilic. Say haze, base, se maca blaze, nu mai trage că una că mă asfixiez. Și dacă nu mă crezi, dau eu una să vezi că rămâi paralizat de atâtea dovezi. Câtă fasole ai mâncat, când ai umplut de păsat și miroase a cadavru și... O, de sconks. Penibil. Taram, tararam, tararam, taram, tam, taram, tararam. Nu-i așa? Vom bobosi acum în însorita Greție, țara măslinelor de capră și a mandarinelor de gugușteuc, unde vom auzi un frumos sirtachis parlamentar în ritmuri de tricomonas. Ion, ce dracu faci cu un cupon? Băcăroiu, ce dracu faci cu butoiu? Adrian, de ce ai fundul barosal? German, ce faci o masă cu Adrian, cu fundul lui cel barosar. Funar știe ungurește, Vadim știe ce vorbește, Cioabă nu mai este rege, Rostu știe ce alege, Măgureanu nu mai bate, Popa tatu nu mai poate, Văcarul ne văcărește, Chebeleu chebelește, Pisărescu milionul, Tărăcilă cu Pluton, toate astea se întâmplă dacă vine Iliescu ea. Hai ce bine e aici în țara mea, hai ce bine e aici în Grecia. Era, 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 Malaga, Malaga,
Aristo, Aristo, Onanis, Onassis, Onassis. Nu-i așa? Muzica poate să fie un curcubeu al păcii, un porumbel al păcii pe care dacă îl stoarcem ne spârcă-i mânia de pace. Că președintele Iliescu e paranormal, o știm cu toții. Dar acest fapt în muzică n-a fost declarat decât de către marele mega maestru returnabil cu dop galben de 2 litri, maestrul Ion Dolănescu! Maestru Ion Dolănescu va interpreta un cântec despre prietenul lui Ion Iliescu. De ce ești tu paranormal, Ionere, dragă? Te masturb, concentrezi, arape de-al, Ionere, dragă. Vin vrăjiți la tine, oamenii de bine, și nebunești că când tu le zâmbești, țara asta toată e hipnotizată, nu-i vine să trează că eu-mi candidează. Mai du-te odată de la noi, Ionele, dragă. Nu înțeleg, în fiecare oraș reacționează la fel lumea, ce se întâmplă? Foamea mare, maestru. Să vii când te-om chema înapoi, Ionele, dragă. Calea ție deschisă, mintea ție închisă. Lasă vrăjile că-ți rup picioarele. Maestru Ion Dolănescu! Mulțumesc! Vă rog să încercați să vă ridicați, maestre. Haideți ușor, așa? De ce vă ridicați atât de greu? Suferiți de lombago? Ce boală aveți? Am un milion la spate, n-aș vrea să-l îndoi. Maestre Ion Dolănescu, noi ne-am gândit să vă facem o surpriză. În culise se află unul dintre cei 25 de fii ai dumneavoastră. Nu cumva chiar Ionuț? Extraordinar, dar cum de-ați ghicit? Pe toți îi cheamă la fel. Ce ziceți, am reușit să vă facem o surpriză? Sincer să fiu, nu mă așteptam să vină Ionuț după mine și la Oradea, ca să împărțim și banii pe spectacolul ăsta. Dar dacă tot a venit, aș dori să-i dedic lui și dumneavoastră o piesă scrisă de mine, Maestre Banda. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mă bășifă, eu mă bășifă în culise, veți vedea acum pe cel mai timid om din România. Un om atât de timid încât se duce la farmacie și nu e în stare să ceară un prezervativ. Nu poate să pronunțe cuvântul prezervativ. Noi cu toții știm ce e acela prezervativ, e obiectul acela de cauciuc care se pune pe Protex, nu? Și crea mulți dintre noi datorăm onoarea de a ne afla în sală la această oră. Să nu mai lungim vorba, domnul farmacist este o figură destul de blajină, e din Blaj, așa că îl rog să... Să rămână, trăiți. Bună ziua, seara. Bună ziua, Hristos a înviat, la revedere, hai pa. Vă rog frumos să-mi dați și mie Delea, când trebuie. Delea de se pe când te încârmă cu nevastă mea, că decât să ne mai bine facem rebus. Dezlegați rebus? Am înțeles, vă dau ficături de putut. Nu, îmi trebuie de la de plastic, de se... Îmi pare rău, nu ține în pungi, domne. Lasă-mă pace. Care se... pe cap, de cap, pentru cap. Algocalmin? Fastile sau piole, că le-ai cu rebusul? Ca niște fiole, dar mai mari să-mi încapă, că... Ia dă-te, bă, de aici, că vin din Germania. Bună ziua, domnul farmacist. M-a trimis piranda mea ca să-mi dați citez. Nește plastice de să pune pe mătărângă să alunece mai ușor. Cu ce aromă? Cu aromă de organ genital masculin. N-avem. Îți dai o data viitoare dacă n-a adus-o. Bă, ce te uiți așa amenințativ la mine? Bă, fii atent că te joc între picioare, fii atent.
Ziceți, domnule, aveți rețetă pentru chestia asta sau nu? Păi nu întreb, că sunt de la, de cauciuc, ca și cum tragi cu praștia. Stai un pic, tragi cu praștia, ești cu nervii. Îți dau ceva de calmare. Stop, ține minte ultimul cuvânt. Stop. Nu, nu, de la dumneata. Nu mai ții minte textul. Hai. Deci tragi cu praștie și cu nervii, îți dau ceva de... De? De nu se înțelege scrisul. Hai, domnule. De calmare. Aha. Așa, ia de spate, dumneata, că mie mi-e rușine. Calmare. Calmare. Roib. Roib butazon, că le-ai cu rebusul. Nu, nu, stați să vă explic. Deci eu sunt căsătorit de 10 ani și am 9 copii. Vă rog să mă ajutați. Păi trimite-o pe nevastă ta la mine, câți mai vrei? Nu, sunt prea mulți și nouă. Deci pentru copii, păi spune domnule așa, pentru copii, uite, le dai asta, le pui în ciorbă sau în lapte, o să facă ceva spume la gură, dar în 5 minute sunt gata, nu mai e. Dar eu nu vreau să-i omor, că eu iubesc, dar n-aș mai vrea să facă soția alții. Pentru soție trebuie, pentru dânsa avem chiloți cu cifru, Tampax înmuiat în aracet, sau dacă vreți copci, o aduceți la noi, o prindem frumos cu capsatorul, nici nu se cunoaște, domne, e ceva de senzație. Nu, nu, stați puțin, că nu pentru ea, pentru mine, dacă... Pentru dumneata e mult mai simplu, o foarfecă. Au, au, nu, 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 nici așa radical n-aș vrea, că... Așa, nu, aș nu, nu vreau să fac dragoste cu ea. Și eu. Poftim? Și eu cu ce să te ajut, domne? A, păi stați că n-am terminat. E așa urâtă că nu pot să termin. Nu, dimpotrivă, e chiar provocatoare, că eu mă bag seara lângă ea în pat, mă abțin eu cât mă abțin, dar până la urmă nu mai suport și... O las că și unul nevastă mai put picioarele, dar te obișnuiești, cu vremea apare obișnuința, nu? Dar a mea nu pute, domne, a mea e curată, e mișto, e bună, e ca lumea, e... Dumneata, ce-i faci în locul meu? Nu știu, abia aștept. Deci facem dragoste și peste 9 luni naște. Zi mersi că dacă era vacă năștea peste 20 de luni. Dai seama cât așteptai. Dar eu nu vreau să nască. Ar fi culmea, îți dai seama ce vițel tâmpit are și cum să nască. Ce vițel, domnule, că eu nu mă culc cu vaca. Cine a spus, domnule, că te culci cu vaca? Cu scăunelul la spatele ei, că vă cunosc eu. Hai, domnule, că mergeți prea departe. Bine că n-a plecat vaca prea departe, te țineai cu scăunelul prisat după ea. Domne, vă rog să-mi recomandați ceva, să pot face dragoste cu ea, dar să n-aibă copii. O babă. Păi, dar eu vreau cu nevastă mea. Așteaptă, domne, până îmbătrânește, nu mă mai... Hai, domnule, că știu că există un obiect de cauciuc lunguieț pe care dacă îl folosești, femeia nu mai rămâne însărcinată. Furtunul, când se dă la tine, îi dai cu el peste ochi. Dumneata, ești căsătorit? Da. Ce folosești, dumneata, când faci dragoste cu soția? Depinde, cada, caloriferul, lustra... Hai, să-ți tragi lustra, nu, dar dacă vrei ca soția să nu rămână însărcinată, ce folosești? O vecină, secretară, o mătușă de la țară, mă descurc și eu, nu... Nu, hai să o luăm altfel, uite... Să zicem că eu am sida. Dar nu ai. Nu, dar să zicem că am. Atunci să zicem că am și eu și poftim după paravan. Hai, domnule, terminați-vă cu... Mă și enervați, boule. Păi fii, domnule, explicit. Adică dumneavoastră nu puteți să pricepeți, cretinule. Să vă dau un exemplu așa. Să zicem că trece o gagică bună. Ce îi se ridică unui bărbat? Pălăria, că e un bine crescut, om civilizat, cu cei 7 ani de acasă. Bine, cum vreți dumneavoastră, idiotule? Deci pălăria, da? Da? O saluți, o agăți, o duci în hotel, în cameră, îți faci curaj cu un whisky și ce faci? Mai bea unul. E alcoolic, bă, fratele, bă, bun! Mai bei unul, tu în călduri, ea în călduri, amândoi în același pat. Ce faci? Bine, mersi, dumneata, ce mai faci? Familia cum o mai duce? Copilașii sănătoși, aia dumneata, bătrân... Dumneata, cu femeia aia în pat, ce faceți acolo? Bă, nu mai țipa, domne, că mă inhib, nu pot să fac nimic cu femeia aia. Spun odată ce ai de spus și ieși afară din hotel. Domnule, nu se poate, trebuie să aveți ceva împotriva copiilor, că... Ce am eu, domnule, împotriva copiilor? Eu sunt cotizant UNICEF. Domnule, e o chestie de protecție, e ca o cască și are și moți. Și când o porți, ești căscat cu moți, că l-ai cu rebusul. Care se rulează... Se rulează, nu cumva mai și pocnește. Hai, domnule, dăm ce vrei dumneata ta, să nu mai am pe soția mea copii. Bine, domnule, uite, dai asta la soție. Ce-s asta? Somnifere. Și nu mai rămâne... Dacă îi dai 80 odată, nu mai rămâne. De, domne, deci, ești în cutiuțele alea cu fluturaș ce aveți? Niște prezervative ce să aveți? Așa îi zice, de astea vreau firar ale... Hai, domnule, pentru un cuvânt... Mi-a fost rușine, vreau să mă credeți. Dați-mi și mie vreo 60 de bucăți. Dar pentru cât timp ajung? Păi asta? Dacă le termin, vin și mai iau. La ce oră închideți? Pe la 6. 5:30 până la 6. Dați-mi 200 să nu fac două drumuri. Da. Dacă am ce mărime v-ar trebui? Ce pe mărim? Ne pe mărim. Micim, n-aveți? N-avem, pare rău. Nu mai mărim dacă... Păi nu mi-am luat măsură niciodată. Hai, domnule, iar încep, nu poți să-mi spui cu aproximație? Aș putea, ia ziceți, ouă. Ouă! Cam atâta e, cam așa. Na, să mai cereți vreodată ouă.
Parcă vă văd mâine în piață, niște aveți? Dragii noștri, în cadrul emisiunii Să facem poșta TVR-ul, poșta TVR-ului, dedicăm următorul moment actorului Ștefan Mihăilescu, Drobeta Turnu Severin. E vorba de emisiunea Cazuri și Macazuri în dragoste. Noi ne-am deplasat pe străzile Bucureștiului, unde am stat de vorbă cu oamenii simpli care vor vota anul acesta, oamenii pe care noi ne bizuim să intrăm în Europa. Ce cred ei despre dragoste? Cum văd ei dragoste? Iată, deja vine un cetățean al României de astăzi. Nu vă supărați, domnul! Domne, este de la televiziunea română. Nu vă supărați. Ce profesie aveți, domnule? Ce profesie aveți? Trebuie! De la țară. Văd, dar cu ce vă ocupați, domnule? Mă scarpin, mă râgăi. A, mă râgăi de întroznesc măselele, domne. Domne, ce ești, domne? Ești zootehnist, ești agricultor, ce ești? Scrumeor! Poftim? Fumez și scrumez. Deci sunt scrumeor. Bun, credeam că ești scuipior, domne. Ia zic, cum vedeți dumneavoastră dragostea, domnule meu? Nu prea o văd, domne. Mai mult noaptea dau de ea. Da. Și atunci o pipăi un pic cu mâna și mă culc. Bine, dar spuneți-ne așa, sunteți tandru cu soția? Aha. Când? Când ia pe la jumatea somnului, așa, și ea spune, tandrule, scoală că vine bărbatul meu în tura a doua. No, dar nu-i simțiți nevoia să-i spuneți la ureche tot ce aveți în interior? Tot îi spun, nu ier nimic, tot îi spun. Și ea ce zice, domnule? Iartă-mi bătași, mă, și-mi vomiți la ureche. Domnule, dumneata ți-a lins soția? Și cum o alinți? Vrăbiuța mea, firar, mă, ta, dracu, soție. Îngeraș, vino și șterge-mă, că n-am hârtie. Domnule, dar ce părere ai despre bărbații care își bat soțiile, domnule, cu pumn, cu palme? Nu sunt de acord cu asemenea elemente. Femeia e o ființă gingașă, trebuie jucată în picioare ca hoță de cai, omorâtă cu parul de la ulucă. Că te văd om civilizat, domnule, totuși, la urma urmei. Și cult, băi, țărane. Ce citești acolo? Pentru cultura mea din generală. Da? Afli niște chestii inteligente de rămâi prost. Nu vă supărați, ce zodie sunteți? Berbeac. Sunteți berbeac rău de tot. Și am și ceva din Taur. Da, capul. Și soția ce zodie? Capricoardă. Capricoarnă, domne, nu capricoardă. Du-te, bă, că o cunosc mai bine ca tine. Și ce citeai acolo? La horoscop, că mi se pare că de o săptămână s-a cam schimbat ceva acasă. Cum? Și vreau să o verific. Domne, dumneata crezi prostiile, nea, domne? De-aia dau bani, domne, să cred. Astăzi la capricoardă, prilej nou de întâlnire amoroase. Firea dracu de curva dracu. Hai, domne, ce dracu. Să vezi ce-i fac. Cum îi zici, domne, așa ceva? Am prins-o, domne, mă înșală. Ce să prins, domne, cum să te înșele, domne? Ce, mă, ții cu ea? Domne, nu țin cu ea, domne, dar cum... Mă, dar de ce ții tu, mă, cu ea, nu cumva? Dar cum adică, domne? Să fiți, v-ați dat toți la nevastă mea, mă? Și tu ce cauți, bă, paraditule pe stradă? N-are loc șomerii de tine, mă? Termină! Trial de huliganismule! Băgăboldajule! Trial dreacu de țăran prost, bă! Din cauza unor președinți ca tine a ajuns țara asta unde a ajuns, bă! Mă nervează, bă, dă-mi dea în cap, bă! Ce asta? E un fel de pastă, așa, e din banane, nu? Din plămâni, că nu era să le scui pe stradă, ce dreacu? Oameni civilizați suntem. Ce țărău, cu inima, a? Să-ți freculnezi repede. Uite, ți-o umplu și ți-o dau acasă. Ia zi, tata, ai întâlnit dragostea adevărată? A trecut pe partea ailaltă, n-am întâlnit. Nu, dar ai avut în viața dumneavoastră o dragoste unică. Da, dragostea de țară, bă, tată, bă. Asta ține câte 2000 de ani, ele la alte pe la 70 de ani să flășcă ei. Spune mâna. Ia zi-ne, ce contează mai mult într-o relație, domne, trupul sau sufletul? Sufletul, bă, sufletul. Tată. Totdeauna. Suflet. Poți să arate ea ca manechinere. Exact. Dacă îi pute gura, nu te poți apropia de ea. Tatai, alo, nu suflu, domne. Sufletul, deci nu suflu. Suflet. Feeling. Poftim? Inside. Soft. Da. Ai iubit vreodată trup și suflet? Azi noapte. Da? Am fost la o pizza poancă. Ne-am iubit trup, bravo, și suflet. Ea mi-a oferit trupul, exact, și eu sufletul, nu? Da, măcar a fost mulțumită femeia? De 3 ori la rând. Iuzi. Odată că nu fumezi, odată că nu fur din casă. La pat, ești bun la pat. Câte 10 ore non-stop.
dorm de nu mă întorc de pe o parte pe altă ori. Tataie, sexual tataie. Și eu și sexul, dormind de n-avem treabă, tată. Mă, tataie, ești tare cu femeile, mă? Ne tinere, I want to tell you something. La vârsta mea, eu pot să despart o femeie măritată. Ai, domnule, te uiți cum arăți, cum s-o despart, domnule? Fii atent. Femeie. Sper că ați tras concluziile de rigoare. Cu aceasta, Andreea Mihăiescu vă urează în continuare o seară excelentă alături de grupul Vacanța Mare. Șarap. Mamă, ce mocir l-a făcut ăsta, avea aici ce compot. Dacă mai aveți porci să-i aduceți aici, fi mai mulți pe scenă. Mă, frate meu, dacă vrei să fii ciumeg, 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 în noaptea de Revelion trebuie să te spargi în figuri. Eu m-am spart în 10 figuri în noaptea de Revelion, m-am pus la Hțol Festiv așa, mi-am dat cu chel stop. Am chel stop acasă, mâncați. Îmi regenerează căderea părului. Am luat-o pe nevastă mea de la Fardat, că ne prindea 4 ianuarie și nu terminam niciun Revelion. Și m-am dus la restaurantul indian. La restaurantul indian vine o chelneriță de aia arsă cu țigarea vruntea aceea. N-apuc să zic eu bună ziua, bună ziua. Doamne, aveți țânțari, muște, ce... Vine, ne pune la masă cu o băutură de aia verde-roz de-a lor. A băut unul săracu de lângă mine, făcea... Parcă era ăla din dosarele Stix. Lângă masa noastră erau doi culturiști mâncați așa. Era iarnă, dar ei veniseră îmbrăcați în maieu să li se vadă creierii. Îl întreb pe unul, nu te supăra, încotro este toaleta, să ridică la... Acolo este toaleta. Zic, bine, mulțumesc. M-am dus la toaletă, zic, hai să trag o ochea de la cocoane, să văd ce femei sunt înăuntru. Când mă uit la femei înăuntru, era unul beat micționat pe pereți acolo. Zic, bă, nu ți-a rușine, bă, că asta e pentru femei. Se întoarce ăla la mine, dar asta pentru ce crezi că e? A venit ospătărița, ne-a adus platourile cu nu știu ce uri, o întreba pe nevastă mea, asta este din porc, vă place porcul? Dacă nu-mi plăcea, nu mă căstoream cu el. Și mai zic două de astea să vezi ce de vită nebună îți mănânci în seara asta. A venit plăcinta cu răvaș și în răvașul nevestii mi-a zis, dacă bărbatul are cărare pe stânga, e potent. Dacă are cărare pe dreapta, e viril. Păi la mine, între potent și viril, e diferență de o palmă, așa. Pe care i-am și dat-o peste ceafă, că râdea ca guguștiu ca la mine. La 12 noapte am ieșit afară să ne pupăm, n-am putut, că era unul beat în ușă, vomitase și stătea cu meniul în mână și verifica acum. Sărmăluțe am avut, cambanos am avut, câine negru, când am mâncat eu câinele ăsta negru. La 4 noapte nevastă mea s-a dus să culce, eu am mai stat să mă abțuguiesc până pe la 6 așa, nu mai găseam camera de hotel, le-am luat pe toate la rând, tup, 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 nevastă, unde ești? Din prima sare unul dezbrăcat pe geam. Și nevastă te-o mar, nu da, Claudiu, Claudiu! Păi zice, stai eu că eu sunt mugur. Se ducea aia repede la geam. Gelu! Gelu! De ce îți desenează oamenii aia conturul cu cretă? Vedeți, peste 10 minute cum era ca la desene pe asfalt, erau numai egipteni dintre aia, așa. E, toată noaptea m-am uitat la televizor, ce mi-a sărit mie în ochi la televizor a fost o siguranță ferară a dragul, mi-a spart acel oiu. Am văzut și coala vedetelor, dragă. La și coala vedetelor au apărut niște fetițe de alea cu gurița formată a patra, așa, ah. Foarte pline de talent, umpluseră jumătate de secție de televiziune de talent. Și ne cânte cum au ajuns ele în școala vedetelor și au ajuns cu talentul ăsta. Sunt producătoare, vin de la Casa Blanca. Tot ce-mi place aici e școala vedetelor. Se intră ușor aici, dacă ai bulane mici și faci frichi-frichi cu un organizator. Cine m-a văzut lucrând jos la Casa Blanca știe că eram poriclită Dana Botișor. Și am dat o probă orală ca să mă primească în școală și să fiu și eu vedetă la televizor. După care a apărut la televizor Adrian Năstase. Când l-am văzut pe Adrian Năstase am avut o strângere de inimă de aici. Mi-am gătuit câteva neieșite. Știți că lumea îi zice lui Bombonel. De ce îi zice lumea Bombonel când e o fetiță destul de delicată, nu știu. De-aia am cântat lui Bombonel cam în halul ăsta. Cam, baby? Se-ntoarce iar cu fundul Bombonel din politețe. Ca un bun parlamentar
ca un bun parlamentar. Și cu gând să încheie șlițul ca să intre în rândul lumii, și-a prins bucile în fermoar, și-a prins bucile în fermoar. Râdeți voi, râdeți voi, vieți amicii din senat, râdeți voi, dar priviți bombonele constipat. Că de-acum lumea întreagă știe dacă trece el, când se aude pe culoare făcând e bombonel. După care a luat cuvântul reprezentantul vin alcoolului românesc, este vorba de marea drojdie a țării, prim-ministrul nostru, acest CH3COH al națiunii, etilicul nostru cel de toate zilele, și a încântat și lui cam în halul ăsta. Cine trece în valea seacă cu un vin de busuioacă și cu bere la borcan, văcăroiu zis beatman, văcăroiu zis beatman. Căci el are o sticlă plină cu rachiu de tescovină, și când râcăie pe bot, fug românii cât ce pot, fug românii cât ce pot. E haiduc și e șprițar, văcăroiu cel sugar. După ce a terminat de biberonat în fața națiunii acolo, la ora 9:30 a apărut la televizor de Revelion ea din tâi chelia țării. Chelia canțenului nostru, acest zâmbilici al națiunii, și a cântat lui Zâmbilici ca să-i treacă de limbrici. Nu e loc de tine lumea noastră, trei mandate vrei să le noiești. Nu contează cât de lung ai părul, important e cât și cum chelești. Cred că ai epilat și cu cuveaua, să ai tu păr, te rog, nu spune nu. Ți-ai dat cu super gluie pe chelie și acum arăți exact ca vine tu. Lume, lume, zoro, lume, faci un președinte spume. Când îl vezi te apucă greața cu mâscarpină, mătreața. Chelioțul de nealelu vrea să ne arate chelu. Dragi prieteni, am remarcat cu toții fobia aceasta a serialelor de pe posturile particulare sau de stat de televiziune. Noi am încercat să surprindem în șeneta următoare impactul pe care l-a avut filmul serial de acum o lună jumate, Inimă sălbatică, acel film minunat de stupid, film serial latino-american. După cum vă spuneam înainte, am încercat să surprindem impactul pe care l-a avut el asupra unei familii de semi-intelectuali din Craiova. Numai puțin vă rog să aveți răbdare să amenajez sufrageria. Mamă! Hai că mai sunt 5 ore și începe serialul, hai, hai, hai! Fată, ce bolnavă sunt și câtă treabă mai am! Axinte, unde ai pus telecomanda, că mușc carne din tine acum, auzi? Am mâncat-o, fată. Prost ești, lecțiile ți le-ai făcut? Le-am făcut de anul trecut, că sunt repetent. Nu te mai scărpina în nas. Lasă dracu de protevei și dă pe român, că nu pricep nimic din proteveii ăstora. Bă, cu ce să dau? Să dai cu degetul tâmpitule, dacă n-ai telecomandă, fire al dracu, tu să fii... Fireața ai dracu cu ajaxul vostru. Că de când m-am spălat cu el pe cap, mi-a picat tot părul. De nimic nu e bun, de nimic. Pleacă dracu de acei fire al dracu, nu-i mai stoarce, că de-abia am făcut rost de ei. Pleacă, fire al dracu, pleacă, pleacă, fire al dracu, să fii cu bucile tele răscrăcăiate. Nu mai face pe prize, că iar plătim curentul dublu. Unde-o fi pus lume telecomanda aia, că-l desfigur acum lume. Las cu ea pe aia de la cuptorul cu microunde. Axinte, Axinte, cuptorul cu microunde l-ai pus? În frigider, că mă radia la cap. N-a, fire al dracu, tu cu cucucintea fătat pe tine, fire al dracu. Uite-te
ca început. Uite-te ca început. Uite-te. Uite-l pe Joan. Mâncate-ar mama de Joan frumos. Ce vă început? A început. Fii-le ar casa mamilor, a dracu, că numai de ședință știu ăștia. Uite frumos e, Doamne, ce mă exercit. Ah, dacă mai facem unul Joan, îi punem numele. Mâncate-ar mama. Fii atent că-i spune. Fii atent că omite, fata, omite! Omite! Nu, vă, el îi spune adevărul. Uite, dar de unde știi tu? Eu citesc scrisul de-aia. Uite, părți, cum le știi tu pe toate, ce să spun. Fii atent ce mă enervează asta, firia dracu, uite că de-a dracu ce nistâțe n-are, uite de la ea! Da. Firia dracu tu de-a schiriu amată, firia dracu tu de-a enervează, rog! Mame! De ce are ăla ochi albaștri, că noi avem alb-negru? De dracu să te ia de asta, pleacă dracului, de-a ce firia dracu de copil isteric! Firia dracu de isteric! Firia dracu și tu! Aș trage-o de păr, de. Și eu aș trage-o de ce aș trage-o eu? De ce ai trage-o tu? De raboteză, fă, m-aș pune cu strungăreața pe ea. Vreau să nu mă pun eu cu oala de noapte pe tine acum, că te ia mama dracu. Place... Dumnezeii mătii. Lui bunicu-i trebuie o lumânare. Uite-te ce-l găsesc și pe ăsta să-și ia singurul, dragă, ia uite-te. Dar nu poate, fată. Dar de ce, mă rog, s-a boierit și bunicul tău? Că muri de-aia. Uite ce-l apucă și pe ăsta să moară tamală serial. Nu putea și el să moară la viața spirituală, dragă? Nelu, du-te, dragă, dincolo că muri socrul tău, doar nu vrei să mă duc eu. Cheamă vecinii, că ea n-au televizor. Auzi, dragă, dacă vin vecinii să bocească mai încet, că n-aud scrisul, da? Fii atent ce mă enervează. Îi spusă! Păi spusă, poți fi la dracu de proasta, dracului! Dar ia stai fă așa, dacă ai spusă lui bărbatul, e proastă? Păi da? Dar tu nu mi-ai spune mie! Uite, tu ce să spui, parcă tu ești actor dintr-o ea! Păi și ce dacă fă, nu sunt actor? Că veni măsa! Firia dracu de mătrăguna, dracu! Firia dracu! Lu asta i-aș da numai în gură! Ce-ai zis, Nelu? Dacă mă enervează, dragă, nu mă pot... Auzi, să nu mă enervezi tu pe mine, că să vezi că te ia mama... Dracu, tu cu ventriculul mătii. Ce, mă? Dar când o... Faci, dracu, din gură! Nelu, tu l-auzi, dragă, de la casetele tale porno, fițar pornole, ale dracu, că mă doare și fundul, a? Dar când o... Faci, dracu, lui din gură! Ce-ai făcut cu copilul? Tu l-auzi, dragă, că vrea să spună o prostie cu f. Zi, tată, că mie îmi place prostiile cu f. Dar când o fi desene animate? E, fire al dracu cu șicoala ta, nici prostii cu fâna ai învățat. Ce vrei, mă, fire al dracu cu basca ta din bă, cap? Ce vrei, mă, tu-l dracu-i pe tăticul tău, mă? N-am mâncat să-l ai, fire al dracu, tu cu cintea ouă și pe tine. Dracu care vă mai spune ceva, dacă nu vă las nici actualitățile să le vedeți. Lasă, fă, că începe la 6 cu Leticia. Uite-te așa, mâncate-ar mama. Oh, ce mă exercită. Hai, fă, dar copilul o fi al ei sau... Mame! Și tu și măta. Mi-e foame. Până a murit, mă, bunicul tău. Dar nu-mi place că e atos, nu-mi place. Du-te, bă, în camera ailaltă, că să dă de pomană. Pleacă, bă, de-aia. Pleacă, mă, firea dracu, tu cu șpilhozenii tăi. E de-a dracu să fie care ți-o mai împletiție pe împărși din răchită. Nelu, la noi miroase a gaze, dragă. Lasă-le, fă, să miroase, că de-aia sunt gaze. Nelu, dacă sărim în aer. Luăm televizorul cu noi să vedem finalul. Așa da, măcar să-l văd finalul, dar în aer. Dar ce se boierește aia așa, fă, că nu merită de băiatul ăla? E un nene afară, zice, să plătiți abonamentul la televizor. Spune-i, bă, că noi privim la radio. Pleacă, bă, de aici, du-te, bă, de aici. Tăticuțule, îmi spui și mie ceva în spaniolă. Hai, sictir, mucho. Nu place așa, bă, nu place. Axinte, ia, vină-mi cu atat. Uf, Doamne, de ce n-am avut eu norocul ăsta în viața? Hai să-i facem lumăta ce am făcut ieri. Doamne, ia dracu de nenorocită, mă, copii, mă, nu mă legați, mă. V-am fost ca o mamă 25 de ani, mă. Nu mă duceți la Târgoviște, că mă împușcă viermii ăștia. Acolo, să arătăm, mă, ce-au și asta. Dragi prieteni, și după acest mega serial, vă prezentăm și noi serialul nostru, Crapu și Menumorut. De data aceasta îi vom surprinde pe Crapu și Menumorut la furat de icoane într-o biserică.
Crapule, ai ajuns, mă, la icoană? A furat-o de acolo jumătate de oră. Păi și ce faci, vere, în cârca mea? Stăteam să mă odihnesc. Păi numai în cârca mea te-ai găsit. Păi tu nu te odihnești între picioarele mele? Dă-te, vere, jur. Bă, dar biserica asta nu mai sunt icoane, am mai vernisat noi ceva pe aici? Păi nu știu, vere, ia vezi, scrie pe undeva, v-am luat tot, pupa mea zmelu-n bot. Nu scriu, dar de ce? Poți să scrii că am văzut icoanele, uite-le acolo. Ia uite-le și un bilețel! Bine ați venit la furat, nu mișcați, v-am arestat. Ce scrie, vere? Nu știu, e de engleză. Stai tu și tradul că vin și eu imediat. Dar să te întorci, vere. Mă întorc, fraiere, stai tu aceea. Welcome to the... Cadavru! Ce scrie, vere? Învărut, ți-a frică de morți? Mi-e frică, vere. Atunci bucură-te că stai viu. Pace vouă, fiilor! Asta vine din Bosnia, fii atent. Pace ți-i, Radovan Karadžić. Domnul cu tine! Ce ai, bă, nu e niciun dom cu mine, decât Benu Borut, pe care nu-l cunoșteam și eu tocmai plec. Mă, unde plecați, mă? Hai, mă, bună, de pe... Ați venit la furat, să moară familia! Ce ai făcut, vără, te-ai dat de gol? Minune! Am născut! Am născut, da, ai văzut. Ați vrut să furați Madonna. Nu. Păi ce voiai să o furăm pe Jessica J. Mâncațaș? Da. Pune imediat la locul ei, acolo lângă Sfântul Ioan, gură de aur. Gură de aur, mi-ai numărute cleștele că mă fac din țară. S-am zis, mă, tâmpitule, să te uiți în gura lor. Am știut, vine. Ia spuneți, ce căutați la ora asta în biserică? Păi de asta am și venit, să-L întrebăm pe Dumnezeu ce căutăm noi aici. Foarte bine cu toții să-L întrebăm pe cel de sus. Mai e unul pe sus, pe undeva, fii atât. Ține de șase că râde cu clopotul cap. Ia spune tu, fiule, alo, fiule! Ia auzi, crapule, mi-a zis, fiule! Păi la cât e măta de cinstită, poți să-mi zici și mie, tată. Avere, după maustică. Ia spune, ai dat vreodată de pomană? Am dat eu trunul cu parul, dar am dat de pomană că n-avea niciun ban la el. Dar voi știți să vă faceți rugăciunea? Da? Da. Îger, gerașul meu, ghiulul ăla nu e al tău. Scapă-mă de pușcărie și să-ți aduc un ghiul și ție. Cotizez. Dar cântece bisericești cunoașteți? Băleleu, rașpagalița, bidineaua, iau. Nu. Mă uitai sub fusta ta, drăda, și-am văzut clopotnița. Așa da. Dar rele ați făcut? Nu. Tu te-ai culcat cu femeia altuia. Cu altuia nu, decât cu alu menumorută. Mamă, ce mă oftici! Dar de furat ai furat? Dar cum îți permiți? Nu. Impostorule. Absolut. Compostorule. Nu ți-ar fi rușine. Aveți curajul să jurați că n-ați furat? Avem chiar și tupeu. Atunci repetați după mine. Da. Dacă am furat, dacă am furat, să mi se usuce mâna. Să ți se usuce mâna. Mă jur pe soția mea că de azi înainte, soția mea dinainte, nu mai fur. Păi dacă ești fraier. Și acum să trecem la spovedanie. Spuneți tot ce aveți pe suflet. Eu am furat de două ori. O dată din 79 până în 82 și a doua oară nu m-am mai putut opri, mâncați așa. Și am vrut să aduc înapoi din Germania tot ce le-a furat nemții în al doilea război mondial. 10.000 de mărci și 7 BMW-uri din 94 care a fost ale României înainte de război. Așa e, fi. Ne, păi cu cât ați mărturisit voi aici, e suficient să luați 10 ani fiecare. Aoleu, mâncați așa, ăsta e popa prostul, veri. Domnul, pune-ți aia pe tine că răcești. A răcit deja. Te-ai făcut febră musculară la cap. Mă duc să-ți aduc ceaiuri, fii atent. Vedeți că găsiți ceaiuri, cum ieșiți din biserică și intrați în dubă. Mă, crapule, ți-am spus că nu acolo crești ceaiurile, spatele bisericii. Ne-am conjurat. Domnul, băieții care cu dumneavoastră vă erude? Nu, mie colegi. Păcat, știți cum se bănați, cel puțin la pistol sunteți identici. Ia ne-a mâncat așa. Dar asta e veri. Băi, nașap caliule, ai vreo dovadă că noi suntem vinovați? Mâncați așa. Exact. Păi am înregistrat aici pe casetă tot ce ați spus voi aici. Păi și dacă ne-a imitat cineva vocea? Hai mă. Stop, ce fel de casetofon e acela, că eu mă ocup chiar de așa ceva? E Philips. Philips nu e bun. Philipsurile sunt cele mai proaste, că se trag cel mai greu din mașină. Așa e, ascultă-l. Și poate am declarat ceva care ulterior poate justific. Jupiștică. Ăsta, justifică. Îți zici că ai furat, da? Din 79 până în 82. Dar n-am spus și am furat. Am furat inima unei fete. Da. Hai mă. O chema intrinseca. Intrinseca, da, cunoaștem. Avem declarația ei la secție, ai violat-o pe 17 mai 82. Păi da, eu am vrut să-i fur decât inima, dar dacă ținea dinții strânși, pe unde era să intru până la inimă? Permiteți să intervin? Intrinseca era sora mea. Așa. Și dacă eu, frate al victimei, îl iert pe aceste... Plângi, bă, dobitocule, bă.
De ce dumneata care ești tu străin și un papagal pentru ea să-l condamnezi pe acest cetățean pe atât cât de frumos, pe atât de inexplicabil? Bă, dar tu ești bun de avocat, mă. Poate dumneata ești atât de dobitoc încât nici nu știi cu cine ai onoarea de asta de vorba. Cu cine? S-am spus că nu știi. Și nici nu spun, lăsându-ți onoarea de a muri prost. Băi, și eu îți las onoarea de a muri în pușcărie. Hai bă, nea Caralici, că am glumit. Băi, să mor eu. Nu te dea în mine, pe cum îți stă mai bine negru. Ești frumos în negru. Ce bine îți stă mere negru. Doi bănuți pe ochii îți lipsesc. Stă extraordinar. Și o lumânărice. Parcă ești o libelulă. Și la cap și la... Și la picioare, ce-aș zic. Îți stă bine așa? Excelent ești. Bine, atunci să continuăm cu spovedania. Ia, spune-ți ce rele ați mai făcut. Am fraierit un polițai, l-am convins să se îmbrace în popă. Bă, și ăla prost, bă, cum să nu-ți dai seama, bă, băieți, bă, bă, ia, bă, ia, stai, bă, așa, bă! Dosarele fix pix. Emisiune paranormală. Adevărul este undeva dincolo de noi. Povestiri din scripte. Agent Mulder. Al drăgu de chel. Face el mișto de capacitățile mele paranormale? Eu așa m-am născut, paranormal, serios. Normal nu puteam să mă nasc, aveam 48 de kg. Eu din școala generală știam cu o zi înainte ce notă voi lua a doua zi la școală. Serios, stăteam toată ziua, mă concentram, nu învățam nimic și știam că voi lua 3. Și culmea, 3 luam. Și acum, oamenii din sat, când moare câte cineva, mă cheamă rudele la pomană ca să iau legătura cu cei de dincolo. Deschid ușa de dincolo și întreb, vă mai aduc vin, sarmale, pâine, ce vă mai aduc? La mine în sat sunt numai chestii de ăștia paranormale. Vin odată acasă, luminile stinse peste tot. Zic, hait, asta nu e bună. Înțeleg noaptea, dar de ce ziua luminile stinse? Intru în casă, o lumânare pe masă, nevastă mea vorbea cu morții. De unde morții mă te vii la ora asta? Unde morții mă te-ai fost azi noapte? Cum să fiu acasă am fost, pe cuvânt. Am venit și obosit, am făcut și-o cu ea dragoste de vreo 30 de ori, că v-am zis că eram obosit. Când să-mi aprind țigara, ce văd? Asta nu-i nevastă mea. Mi-am luat hainele, m-am dus la mine acasă și povestea de nevastă mea ce am împățit. Zice, lasă că și eu între timp am făcut dragoste cu tine și nu erai tu. Deci există dedublarea. Și sunt o serie de superstiții absolut adevărate. Și că dacă te calcă tractorul pe cap lunea, îți merge rău toată săptămâna, ești mâncat, nu mai... Sau dacă vezi seara porcul cu paiul în gură, să știi că ăla e socru tău și bea tropicana. Eu cu puterile mele paranormale pot să vindec oameni. A venit un orb la mine, i-am dat să se frece la ochi cu niște sticlă pisată, cărămidă și Ariel. S-a frecat toată ziua și seara zic, deschide ochii. I-a deschis și zice, fericit, nu văd nimic. Eu, dacă vii și tu ca fraierul pe 1 aprilie, ce dracu. Nu, dar alți bolnavi care vin la mine, îi fac bine imediat, doar așa fac, cu degetul și zic, acolo este farmacia, duceți-vă dragul, lasă-vă medicamente, ce veniți la mine. Am în curte o fântână cu apă sfințită. A venit țața Leana, care era bolnavă, și a dat cu apă și a scăpat. Cred că nu s-a ținut bine sau s-a plecat prea mult, că a scăpat, s-a dus, drag, în fântână. Și lumea continuă să bea apă din fântâna unde a căzut baba. Eu n-am spus la nimeni că a căzut baba acolo. Nu știu dacă o fi apa otrăvită, că n-am avut pe cine să întreb. Toți care au băut au murit. Pe cine să întreb? Nu, eu am venit de altceva, așa v-am povestit așa, să nu credeți că mint. Dar am venit să fac un experiment pe viu cu dumneavoastră, pentru că am studiat telechinezia, telepatia și teleenciclopedia foarte mult. Voi încerca prin puteri telemagnetice să aduc din sală pe scenă pe cea mai timidă fată mare care va face striptease aici în stare de inconștiență. Țineți-vă de scaun dacă știți că n-ați făcut-o. Vă rog liniște. Bă, chiar niciuna, mă, ce dracu. Nu, vă rog frumos, că ieri am adus o fată mare din sală, din maică s-am scos-o și am adus-o pe scenă, serios. Și am înțeles că era singura, dar nu aici în oraș, în altul, trebuie să fie, nu. Dacă este, eu o găsesc. Uite-o, hai domnișoare, are mustață, stai jos. Nu știu ce se întâmplă, că eu am biocurenți. Serios, am zeci de mii de curenți în palmă, mi-e frică să nu pună Renelul contoar. Păi eu dacă aș avea chitară, nu mi-ar trebui microfoane, faruri, aș face curentul singur, ce?
De unde știi când trebuie chitară? Paranormal. Bă, după ce palma i-a tras în cap. Mai vrea cineva să fie mudava? Să vină în coa. Dar bine că mi-a adus lemnul, pentru că e un lemn special și dacă îl pun perpendicular pe axa solară, pot să mai fac o minune cu dumneavoastră. Voi rosti câteva cuvinte și dumneavoastră, fără să vreți, veți aplauda. Vă spun eu, puteți să vă și abțineți, că n-aveți cum. Atenție! La alegerile din septembrie, Iliescu va pica. Stai, că n-am terminat. Ce vă? Va pica pe locul întâi. E ceva în sala asta care nu-mi permite mie să-mi iasă vrăjitoria. Ceva cu lunetă și cu țeavă care nu-mi dă voie. Apropo de ăsta de care vă ziceam că așa, cu părul ca pe microfon, m-a chemat zilele trecute la el la Cotroceni să mă întrebe cine cred eu prin anticipație că va ieși președinte în septembrie. Zic, stai să mă concentrez. Îl văd. El se pusese în fața mea, zic, dați-vă puțin la o parte. Îl văd, e înalt, blond, tânăr, are plete, un bodyguard căuta pistolul. Zic, stai domnule că ăsta moare în august, nu trage, că n-apucă. Domnule, zic, nu știu cine să ias. Mamă, ce bătaie mi-au tras. Cum mă nu știi, când toată țara știe și tu te faci că nu știi? Mă scutești de-al treilea mandat, așa că nu vrei tu să-ți dai seama cine o să iasă? Zic, domnule, eu am visat azi noapte că o să iasă un țigan președinte. Vă dați seama ce ar însemna în țara asta atât de bogată, că de 2000 de ani toți furăm din ea și nu se mai termină. Că dacă iese un țigan, în primul rând învățământul va fi obligatoriu, desfințat. Ba nu, va funcționa TCM-ul, tehnologia ciordirii mașinilor. Și să știți că țiganii nu fac rele, am observat că ei nu fură din buzunare, ei doar fac sondaje să vadă cam cât câștigă în medie un cetățean în tramvai, atâta nu. Și nu ia din buzunare decât TVA, toată valoarea aflată. Că așa o să ajungă și TVA-ul de stat până la urmă. Dar ar fi bine să iasă un țigan președinte, pentru că România s-ar numi prin Constituție Germania, ca să nu mai facă naveta până acolo. Și eu zic, haideți să învățăm imnul țiganilor, că nu se știe, s-ar putea să fie imn național până la urmă. N-a sfințit când ne apucăm noi de ciordit să vă trecăm zeci de girofare. E polițai, mâncam iar leaș sufletul lor, svârgătoriu de maxilare. Cu pulane și cu scuturi, cu bocanci proiți pe șuturi, și cu veste cu sclipici, ca pe fund la licurici. Dă-i bătaie, dă-i bătaie, dă-i bătaie, candidă-s și din pârnaie, hop, hop, pune-i dop. Românie, ține minte, o să ajung iar președinte, șai. Salna? De ce faceți chestia asta gratuită? V-a plătit cineva să aplaudați? Nu știți că astăzi nu se mai face nimic gratuit? Data viitoare, în toamnă, când venim cu alt spectacol, fiecare spectator va primi la intrare 5.000 de lei, dacă vrea să aplaude. Serios, restul la hârtia de 25.000. Nu se mai face nimic gratis, da? Dar pentru că ați fost atât de buni astăzi și ați reacționat atât de mișto, ne obligați să fim și noi din ce în ce mai buni. Se știe că publicul Vacanța Mare e cel mai tare public din țară. Deci cei care vin numai la spectacol de Vacanța Mare. Și asta ne obligă și pe noi să fim mai buni. Vă mulțumim din suflet și să știți că până în toamnă, când venim cu alt spectacol, bineînțeles, mai avem două spectacole noi nouțe, diferite între ele, fiecare de câte două ore, pentru litoral. Miliardarii care își permit să stea o săptămână pe litoral ne găsesc acolo. Dar ce se întâmplă? Citesc în ochii dumneavoastră lacrimi de bucurie. În sfârșit scăpați de Mugur Mihăiescu! Thank you! Garcia! Dan Sava! Daniela Șterfi! Radu Pietreanu! Ion Dolănescu! Și managerul nostru, domnul Nicu Dragosin! Marioara Murărescu! Pentru toți prietenii din Oradea, vacanța... Am zis prietenii din Oradea, pentru că de obicei prietenii, ori de unde ar fi, cântă împreună cu noi acel cântec de final. Cred că nu l-ați uitat, că vă sparge chelul. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti. Vă mulțumim din tot.
suflet. A fost, a fost vacanța mare. Încă o dată la Oradea. Iar când noi nu vor mai fi și noaptea va fi zi, vă veți aminti că noi, ce nu suntem noi, ia să ne mai țineți minte. Și noi nu suntem normali. Noi nu suntem normali. Haideți! Buralelița mea, noi nu suntem normali. Singuri, hai! Noi nu suntem, hai, hai! Vă stă bine! Buralelița mea, așa este ce ziceți. Noi nu suntem normali, noi nu suntem normali. Buralelița mea, noi nu suntem normali. La revedere, prieteni! Vă iubim din tot sufletul! Toate cele bune!